Lucru să se întâmple. A fost o luptă extraordinară. Cei doi luptători au dat totul și noi ne pregătim pentru încă o luptă la K1, categoria K1. Și avem, o să avem în ring doi luptători foarte experimentați. În colțul albastru, Andrei Pălici. Urmează partida la categoria 80 de kilograme, K1, Andrei Bălici în colțul albastru. De la Sport Ion Iași, în vârstă de 26 de ani, se pregătește să urce în ring. Crește categoria de greutate, crește și spectacolul oferit aici la cea de-a doua ediție a Urban Legend. Andrei vine din Iași, de la clubul Sportsman și are 26 de ani. Da, Sportsman Iași este denumirea corectă a clubului de la care provine, iată, Andrei Bălici, 26 de ani, sportivul ieșan. Și se va lupta cu Radu Medeleanu. Adversarul său este Radu Medeleanu, de la Oyama Karate Constanța, în vârstă de 30 de ani. Are 30 de ani, vine de la clubul Oyama Karate din Constanța. Arbitru în ring, Florin Iordanaia. Meciul se va disputa pe durata 3 reprize de câte 3 minute. Prima rundă este anunțată. Florin Iordanaia rămâne arbitrul în ring. Pe repriza 3 minute, ca și până acum la categoria K1, Radu Medeleanu, colțul roșu versus Andrei Bălici, colțul albastru. Categoria 80 de kilograme. Ultimele indicații pentru cei doi luptători, categoria 80 de kilograme. Doi sportivi foarte puternici. Constanțeanul de la Oyama Karate, cel din stânga imagine, antrenat de cunoscutul antrenor de arte marțiale Marian Burlacu. Adversarul său de la Sportsman Iași, Andrei Bălici. Patru ani mai mare este Radu Medeleanu, are 30 de ani, adversarul său 26, doi sportivi cu experiență.
Andrei Bălici pare să fie cel care conduce lupta și a înghesuit adversarul în colț, chiar în colțul roșu, unde se află antrenorul Marian Burlacu. Acesta încearcă să scoată din impas. Moment de tatonare, să-i spunem, între cei doi luptători. Niciunul nu atacă. Vine acum o serie a lui Radu Medeleanu. Rezistă însă fără probleme Andrei Bălici. Bălici lovește parcă mai tare și mai precis. Un croșeu de stânga. Încă unul, dar nereușit. Acum o lovitură joasă, o lovitură în plex. Nu chiar în plex, undeva în zona abdominală. Se invită cei doi sportivi, iar Andrei Bălici face un semn sugestiv spre public pentru a fi încurajat. Reacția a fost promptă. Pare să fi câștigat mai mulți adepți sportivul din Iași, care are mai multă inițiativă în această luptă, dar Medeleanu este un luptător cu experiență. Iată-l contraatacând acum hotărât. Încearcă o directă de dreapta Medeleanu, încă una, și arbitrul pune capăt primei runde, primei reprize. Avem o seară plină de meciuri interesante, atractive. Iată o reluare cu câteva lovituri foarte bune lui Andrei Bălici și reacția lui Medeleanu. Urban Legend, a treia promoție care se impune în Constanța după Super Combat și Colosseum în ultimul timp. E un weekend al galelor de arte marțiale interesant. Ultimul weekend din august, să nu uităm, pe 26 avem două super gale la nivel internațional. Cea de la Shenzhen din China cu în Super Combat și în care va fi promovat imaginea stațiunii Mamaia. Și în acea gală și în cea din această seară pe care o urmăriți acum în direct la Dotto Sport, organizatorii promovează imaginea stațiunii Mamaia pe la litoralului românesc în parteneriat cu Asociația Delta Dunării, Litoral Delta Dunării, de altfel vicepreședintele Corina Martin, o mare amatoare a acestor gale, este prezentă lângă ring pentru a urmări și această seară, această gală de nivel extraordinar, foarte bune până acum meciurile de la K1. Am văzut mai devreme o luptă excelentă între Marius Leca și Daniel Gălățeanu. La un nivel excelent se ridică și acest meci dintre Andrei Bălici și Radu Medeleanu. Este și un duel psihologic în ring întotdeauna. Am văzut și în acest match, ca și în cele precedente, cum luptătorii își invită de multe ori adversarii cu gesturi sugestive să fie atacați, transmițindu-le parcă un mesaj: vino, nu poți să-mi faci nimic, sunt stăpân pe situație. De multe ori însă
apar surprize. E clar însă că și în acest meci avem doi luptători experimentați, puternici. Atacă Medeleanu, rezistă Bolici, răspunde. Niciunul nu-și permite să se descopere prea mult pentru că știe că replica adversarului poate fi devastatoare dacă îl prinde cu garda jos. Chiar și așa însă contează tăria loviturilor. Atunci când brațele sunt noi, evident că impactul nu mai este același, iar adversarul își poate permite să se apere cu capul, cum am văzut la undercard într-una dintre lupte. Din nou oprită lupta. Bălici din nou parcă mai incisiv, dar Medeleanu se apără bine, în dificultate acum, dar totuși încheie runda fără probleme. Da, o luptă echilibrată. Spuneam un weekend al artelor marțiale, al galelor importante și evident cel mai așteptat match al weekendului este cel dintre Floyd Mayweather și Conor McGregor. Un match anunțat cu surle și trâmbițe în Statele Unite și în întreaga lume pentru iubitorii de sportul de contact. Vorbim de alt nivel deja. Suntem la Constanța, în Sărma Maia, în Piazeta Casino, unde am ajuns cam la jumătatea galei ca număr de meciuri. Până acum s-au disputat 7 partide. Urmărim pe cea de-a 8-a, în total sunt 17, vă reamintesc. Radu Medeleanu de la Oyama Karate Constanța, în plan îndepărtat, cu fața acum Andrei Bălici de la Sporșan Iași. Luptă pentru victorii la categoria 80 de kilograme, secțiunea K1. Și el e obosit, poate mai obosit ca tine. Haide, nu lăsa să respire, mă, băiatule! Du-te pe el! Du-te pe el, du-te pe el, du-te pe el! Ei, și, frate, ei! Medeleanu se apără ceva mai greu. Pare să fie totuși mai proaspăt și în avantaj Andrei Bălici, este și mai tânăr cu 4 ani. Da, moment din nou de întrerupere, are probleme Bălici cu proteza, se reia lupta. Un meci cu adevărat echilibrat, fiecare atac este urmat de un contraatac. Până acum niciunul dintre cei doi luptători nu a cedat
cu adevărat, în vreun moment au fost serii reușite de o parte și de alta. Bălici parcă mai incisiv, atacă mai mult, dar Medeleanu răspunde. Cade din nou proteza lui Bălici, jocul este, meciul este întrerupt, nu e un joc, nu vorbim de un joc, vorbim de o luptă. Cu primul îi striga antrenorul Marian Burlacului, Radu Medeleanu de la Oiama Carate, Constanța, care se repede acum puțin spre adversarul său, Bălici îl așteaptă. Îl ține în loc cu aceste lovituri, dar nici Medeleanu nu pare pus în dificultate. Atacă Medeleanu, abia mai stau în picioare cei doi, atât de tare s-au lovit în această seară. 15 secunde până la sfârșitul rundei a doua, se aude din colțul lui Radu Medeleanu. Da, și se încheie lupta. A fost runda a treia, nu a doua, am spus mai devreme. Cred că totuși Andrei Bălici este câștigător. Le vedem câteva lovituri, iată. O încercare ratată a lui Bălici. Am avut parte. Nu mi s-a părut cu adevărat superior niciunul dintre cei doi sportivi, dar sigur, arbitrii sunt cei care văd cel mai bine ce se întâmplă în ring și specialiștii. Recunosc că nu sunt cea mai autorizată voce pentru a judeca o astfel de luptă. Până acum mi-au ieșit verdictele. Haideți să spunem, Andrei Bălici totuși cred că a câștigat acest meci. Decizia oficială va fi comunicată acum. În colțul albastru, Andrei Bălici! Andrei Bălici câștigă această luptă. Se strâmbă puțin arbitrul Florin Iordănoaia, iar Marian Burlacu râde, probabil aplauze pentru luptători. Nemulțumit, a fost o reacție mai degrabă de nemulțumire. El l-a văzut câștigător pe sportivul său. Da, Bălici este câștigător de la festivitatea de premiere. Scorpions Iași era până la urmă numele clubului. Invită în ring pe Nicu și Ionesa din partea Da, victorie pentru Andrei Bălici de la Scorpions Iași în fața lui Radu Medeleanu de la Oiama Carate. Victorie, hai să spunem, contestată de cei de la Oiama, dar și de arbitrul Florin Iordănoaia, mi s-a părut, cel care a avut o grimasă în momentul anunțării deciziei. În fine, o luptă echilibrată, oricum. Și vom avea încă 3 meciuri la K1. Crește categoria. Aplauze pentru luptători și
pentru cel mai tânăr reprezentant al sponsorilor și organizatorilor. De la 80 de kilograme.